Știți ce este crazy și cool? Teleportarea. Să te deplasezi oriunde pe axele spațiale în nanosecunde. Știți ce este și mai crazy? Să te deplasezi pe axele temporale. Ce? Călătoria în timp. Sunt puțin dezamăgit când mă gândesc că trebuia să fi cumpărat altă mașină. Tu te gândești să fii votat altfel. Anton se gândește că ar fi trebuit să învețe alt capitol la testul de chimie, deoarece a luat o notă mică. Dacă am putea cu toții să ne întoarcem înapoi în timp și să facem alte alegeri, ar fi super, nu-i așa? În mecanica cuantică, călătoria în timp este parțial posibilă, dar noi suntem uriași și nu încăpem în universul cuantic, vorba vine. Deci asta nu ne prea ajută. De asta, azi, vom vorbi doar de fizica clasică. Aici, viața noastră cunoaște decât un singur sens, spre bătrânețe. Dintr-o perspectivă ontologică, este o călătorie în timp, sau mai bine spus, în spațiu-timp. Spațiu-timp e doar cea mai faină noțiune din fizica clasică. Imaginează-ți că pui fotografiile tale din cel mai actualizat album, una peste alta, ordonat cronologic. Încep de jos cu fotografiile de când erai copil, le adaugi pe cele când erai adolescent, apoi adult și așa mai departe. Ce ai creat aici? Ai creat un model al spațiu-timpului. Axa verticală este timpul, iar planul orizontal reprezintă spațiul. Viața ta în acest spațiu-timp este o linie de univers pe care o străbați de jos în sus. Cum zicea Mircea Eliade, suntem aruncați în spațiu și atinși de timp. Curgerea vieții tale este descrisă în acest spațiu-timp de ceea ce fizicienii numesc o linie de univers, cum este această ață. Unii își imaginează trecerea ta în spațiu-timp ca un șarpe care crește în sus. În partea de jos este coada și ea reprezintă momentul când ai fost embrion. Mai sus este instanța când tu ai fost bebeluș, iar în partea de sus, adică la capul șarpelui, ești tu chiar acum, stând la telefon sau computer și uitându-te la mine cum vorbesc. Atenție! În spațiu-timp, tu te poți deplasa puțin mai la stânga sau mai la dreapta, adică în spațiu, dar în mod obligatoriu în sus, pentru că timpul trece prin trupul tău. Libertatea ta de a te deplasa puțin la stânga sau la dreapta, adică în spațiu, este descrisă de interiorul unui con, pe care fizicienii îl numesc con de lumină. Uite, aici ai un con de lumină, iar în interiorul lui o ață, adică o linie de univers. Ața este mereu în interiorul conului de lumină. Atunci când este în centru, înseamnă că tu stai pe loc. Stai pe loc și trăiești din trecut, adică din partea de jos, înspre viitor, adică în partea de sus. Atunci însă când ața aceasta este la marginea conului, înseamnă că te deplasezi cu o viteză apropiată de cea a luminii în stânga mea. Dacă ața arată așa, atunci te deplasezi cu o viteză apropiată de cea a luminii în dreapta mea. Dar astea sunt singurele posibilități în care tu te poți deplasa în spațiu-timp. În fiecare punct din spațiu-timp există câte un con de lumină, care spune în ce direcție din spațiu-timp poate fi orientată linia de univers. Fizicienii spun că această structură de conuri de lumină determină cauzalitatea spațiu-timpului. Pentru tine însă nu înseamnă mare lucru, pentru că în mod normal toate conurile sunt orientate în sus. Chiar dacă te poți duce puțin la stânga sau la dreapta, cât îți permit interiorul conurilor, tu tot în sus mergi, deci tot în viitor. Vrei, nu vrei, îmbătrânești. Stai! Nu așa de repede! Teoria mea spune că materia curbează spațiu-timpul și înclină conurile de lumină. Poftim? Uite un exemplu din apropierea unei găuri negre. În modelul acesta de spațiu-timp al lui Einstein, o gaură neagră este o fotografie bidimensională, adică un cerc în planul orizontal. Dacă gaura neagră stă pe loc, fotografiile se așează una peste alta și ele formează un cilindru în spațiu-timp. Ce ne spune Einstein? Că în apropierea găurilor negre, conurile de lumină sunt înclinate către cilindru,
deci către gaura neagră. De fapt, așa se explică frumos de ce nimeni nu poate scăpa din interiorul găurii negre. La orizontul ei, adică la margine, conurile sunt înclinate așa de mult încât o parte ajunge verticală. Acum, tot interiorul conului este orientat către cilindru. Să ne aducem aminte că interiorul conului determină liniile de univers. Cum toate sunt îndreptate către cilindru, înseamnă că orice obiect va urma o cale către gaura neagră. În interiorul găurii negre, viitorul este deci identic cu o călătorie către singularitatea care se află în centrul ei. Dar oare este posibil să înclinăm conurile de lumină în jos, spre trecut? Călătoria înapoi în timp. Eu merg și cumpăr o altă mașină, tu votezi altfel, iar Anton învață ce trebuie. Ideea de a călători în trecut a bântuit mintea marelui matematician Kurt Gödel. Omul nostru merită poate un episod separat, deoarece aș putea vorbi ore întregi despre acest coleg și prieten al lui Einstein. Adeseori, Gödel îl întreba pe Einstein dacă universul se învârte. Cum să văd asta? Răspundea Einstein. La care Gödel spunea: te uiți pe cer și dacă vezi că într-o direcție densitatea de galaxii este mai mare decât în direcția opusă, înseamnă că universul se învârte. Dar de ce întrebi? Continua Einstein. Uite ce am calculat eu, spunea Gödel. Dacă alergăm repede la marginea universului rotitor în jurul lui, atunci vom putea călători înapoi în timp. Dar de ce? Continua Einstein, care avea o bănuială. Vrei să spui că acolo conurile de lumină sunt îndreptate parțial în jos, în spațiu-timp? Desigur, asta era ideea lui Gödel. Vă spun sincer, pentru mine, cea mai mare bucurie e că îl pot înțelege măcar parțial pe marele Einstein. Așa e. La marginea universului rotitor, în spațiu-timp, conurile de lumină ar fi orientate în jos. Deci, am călătorit înapoi în timp. Deși teoria este validă, din păcate, universul nu este în rotație. Ideea însă a fost preluată mai departe de fizicianul Frank Tipler. El și-a imaginat un cilindru de densitate foarte ridicată, infinit de lung, aflat în rotație în jurul axei proprii, așa cum era universul lui Gödel. Rotația cilindrului determină curbarea spațiu-timpului, printr-un efect care în engleză se numește frame dragging. Interesant este că efectul este verificat deja în jurul Pământului. Practic, și Pământul, în rotația lui, înclină conurile de lumină în spațiu-timp în direcția rotației. Înclinarea însă este infimă pentru Pământ. În cazul cilindrului Tipler, înclinația este extremă. În spațiu-timp, conurile de lumină ajung să fie înclinate nu numai în sensul direcției de rotație, dar și în jos. De aceea, drag prieten, dacă alergi în jurul unui astfel de cilindru, vei putea merge în trecut. Tehnic vorbind, cilindrii Tipler permit crearea de bucle spațiotemporale, adică de zone în care, pornind de la un con de lumină, mergi înainte în timp, apoi înapoi în timp, întorcându-te în evenimentul din care ai plecat. Nu există cilindri infinit de lungi. Dar, domnule Hawking, dacă folosim un cilindru mai lung, dar finit, nu funcționează. Nu. Nu există nicio configurație de materie normală, aflată într-o zonă finită de spațiu-timp, care să creeze bucle spațiotemporale. Nu putem călători înapoi în timp. Ca să existe bucle spațiotemporale, este fie nevoie de materie exotică, cea care are, clasic, energie negativă, fie sistemul trebuie să fie infinit, cum e cilindrul Tipler. Ar trebui să găsim materie exotică cu energie negativă. Nu există materie exotică cu energie negativă. Fizicienii au ajuns la concluzia că astfel de materie conduce la paradoxuri. Paradoxuri? Să luăm în calcul existența buclelor spațiotemporale. Dacă eu le folosesc să călătoresc înapoi în timp pentru a-mi omorâ bunicul, voi mai exista? Dacă-l omor, atunci eu nu m-aș fi putut naște,
pentru ca apoi să mă întorc înapoi în timp. Ca să scape de paradox, fizicianul Igor Novikov vine cu propunerea pierderii liberului arbitru. Nici dacă am vrea, spune el, nu ne-am putea ucide bunicul. Chiar dacă ne întoarcem înapoi în trecut să o facem, universul nu ar lăsa să se întâmple asta și linia noastră temporală ar rămâne intactă. Totuși, hai să ne imaginăm că undeva există totuși materie exotică, adică materie cu energie negativă, așa cum spune Einstein că nu poate să existe. Sau, dacă vrei, hai să ne imaginăm că universul este infinit, cum de altfel s-ar putea să și fie. În acest caz, cine știe, pe undeva poate că există și un cilindru infinit. Și atunci, în acest univers, ar putea să existe bucle spațiotemporale. În acest caz, tu te duci în viitor, apoi în trecut, apoi în același viitor și tot așa. Ai fi obligat să trăiești toată viața din nou și din nou la infinit. Fiecare amintire, fiecare bucurie, fiecare tristețe, fiecare traumă, fiecare dragoste. Ai fi liber? Sau ai fi claustrat în această închisoare cu patru dimensiuni și mereu aceiași pereți? În mitologia greacă, Sisif era regele Efirului. Acesta a fost pedepsit de zei să împingă la deal un bolovan imens, doar pentru ca bolovanul să cadă din nou și să îl lovească. Și tu, ca și Sisif, va trebui să scari viața pentru o eternitate. Buclele spațiotemporale nu sunt soluția pentru a repara greșelile din trecut. Dacă mă întrebi pe mine, mergi la vot data viitoare mai conștient de impactul alegerii tale. La fel voi face și eu când îmi voi cumpăra o altă mașină. Anton, fă-ți temele! La revedere! Să te deplasezi pe axele temporale. Ce? Merge prea încet. Ok, trebuia să zic ce călătoria în timp. Una peste alta, ordonate cronologic. Unde mi-am pus fotografiile ca să le arăt? Cristi, unde ai pus fotografiile? A, uite-le aici. Nu există cilindri infinit de lungi. Nu există cilindri infinit de lungi. Asta este.